Este o zi importantă și pentru următoarea noastră invitată. Este vorba despre nimeni alta decât Anca Dumitra, care are o relație specială cu cine credeți? Cu mama ei, așa că sunt aici, Ciucă, pregătește-te să zâmbești, să te-ai parfumat, te-ai aranjat? Da, bineînțeles. Perfect, pentru că Anca Dumitra și mama ei, mama ei nu, mă rog. Nu, e doar Anca. Doar Anca, dar vorbim și de mama, știi? Adică relația specială. Perfect, să o poftim! So honey now. Bună, Anca! Bună! Sărut, mâna, Anca! Bună ziua! Îți mulțumesc că ai venit alături de mine. Credeai că sunt cu mama? Mă uitam la Ciucă și vreau să zic că Ciucă, mama Anca-i... No. Da, am crezut. Mama, exact. Sărumâna, da. Să știi că am floria pentru tine. Mulțumesc. La Lele, astăzi de 8 martie. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte frumoase și le iau cu mine apoi. Am și eu. Și mai are și Radu. Doar pentru tine. Atunci lasă-mă să-ți mai ofer încă una ca să nu da, fie 6. Da, te rog frumos, asta vreau să zic, da. Să fie 7. Mai e cineva doritor să perfect. Când pleci în conșoara cu totul din partea mea. Mulțumesc foarte mult. Ce faci, Anca? Cum ești? Ce să fac? Sunt bucuroasă că am venit la voi în vizită. N-am mai venit de la... Eu vin doar în zi de sărbătoare. 1 decembrie, 1 martie, mai vin de ziua mea de naștere. 1 decembrie eram vesel, cântam, dansam și în același timp ne bucuram de sărbătoare. Astăzi, de 8 martie, încercăm așa să și zâmbim. Să oferim câte o floare. La un moment dat te gândești, bă, dacă oferi flori la televizor, ce să zică oamenii? Voi dați flori când acolo e război, unii plâng, unii râd. Adică da, vremurile nu sunt cele mai... Fiecare gest al tău să nu mai știi exact cum trebuie, nu mai știi cum să te porți. Da, ți-e un pic teamă cum să acționezi și să reacționezi la rânduți, dar pe de altă parte trebuie să ai un pic de optimism, știi? Chiar dacă nu facem abstracție de vremuri deloc. Însă ne dorim să privim cu încredere și cu bucurie către viitor, chiar dacă prezentul nu e cel pe placul nostru. Știu că ai o relație specială cu mama ta. Eu am, da, voi știți asta deja de mult, da? Normal. Dar da, am o relație foarte bună și cu toate fetele și femeile din jurul meu pe care le sărbătoresc astăzi și le urez la mulți ani și le doresc să fie sănătoase, iubite și apreciate, iar mamei cu atât mai mult. Este cea mai importantă femeie din viața mea și da, îmi doresc să fie... Este și prietena ta? Este și prietena mea, da. Este și prietena mea, da. Da. Deci este prietena. Dar cumva, după ce am ajuns la facultate, s-a insinuat și relația de prietenie mai mult. Alminteri, când eram acasă, nu, era... încă era doar mama strict. Acum e și mama și prietena mea. Da. Perfect. I-ai zis azi la mulți ani? I-am zis la mulți ani să nu faci nicio surpriză. Nu vreau să-l lăcrimez în direct sau ceva. Nu, să nu, nu sunăm, te rog. Nu sunăm. Te rog. Dar, te rog, privește pe micii no, nu, ecran. Nu, Cătălin, am mai făcut asta. Dar, nu, serios, uite. Vreau să fac o bucurie. Bine, sunt deja bucuroasă. Vă mulțumim, fetița noastră, să fii sănătoasă, să fii iubită, să fii fericită, să ai parte de tot binele din lume. Și sunt foarte mândră și fericită, suntem că te avem așa un copil minunat. La mulți ani, să fii sănătoasă de 1000 de ori. Te iubim, te iubim. Tata mai timpind așa din spate. Dar știi cum e, ce frumos. Adică fetița noastră, te iubim mult de tot și să fii sănătoasă. Și atunci azi ne bucurăm mult că te avem. Da, și eu mă bucur și să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne bucurăm unii de alții multă vreme de acum încolo și să fim înconjurați de iubire, mereu. Ai timp să-i vizitezi de... Acum, dacă nu erau plecați, că sunt un pic... Nu sunt în Craiova, aș fi tras o fugă, pentru că suntem liberi săptămâna asta de la filmare. Dar vine ziua mamei curând și să dea Dumnezeu să pot să îi fac o surpriză. Știi, îmi place să-i întreb pe oameni când vin aici și când văd aceste imagini atât de puternice pe tine cu mama ta și că există relația asta așa de frumoasă între voi. Chiar aș vrea să întreb care sunt cele trei lucruri pe care le-ai învățat tu de la mama ta. O, sunt foarte multe. Tu îmi ceri trei, eu să spun rapid ce vine în minte, dar nu care exista un top trei, știi? Dar mama, cum bănuiesc oricine ar spune asta, este într-adevăr pentru mine cel puțin cea mai puternică femeie pe care, lângă care am stat, știi, și am avut privilegiu să o urmăresc în diferite situații de ale vieții și înțelepciunea ei, bucuria ei, asumarea totodată și faptul că la mama n-a existat niciodată nu se poate, știi, și vremurile n-au fost cele mai bune, nu întotdeauna și situațiile au fost uneori dure, dar a făcut față cu brio puternică și îmi doresc foarte tare să cât de cât să-i semăn. Întotdeauna am spus, eu sunt mult mai sensibilă,
Dar și dacă am un moment în care aș zice că nu mai pot, mama e permanent acolo să-mi spună că se poate, știi? Și se poate întotdeauna mai bine și trebuie să-ți urmezi visul și trebuie să zâmbești și să fii puternic să mergi mai departe. Și da, și să ajuți pe toată lumea. Are o bucurie de a ajuta. E extraordinar de mare. E ceva ce ai fi vrut să faci? Eu uite ce-mi bate inima aici. E apa mea asta? Da, te rog. Okay. E ceva ce ai fi vrut să faci cu dumneai și n-ai făcut până acum? Întotdeauna zicem că lasă, că avem timp, lasă, nu. Vreau acum să fac bunica. Ce? Asta mi-a venit acum. Aș fi avut alt răspuns, dar da, uite dacă mă întreb. Vrei să faci bunică? Da, aș vrea la un moment dat. Nu, acum stai liniștit. Da. N-am nimic de spus și de mărturisit, dar... Nu, dar mă gândesc că e un lucru foarte frumos. Da, o văd cu nepoata mea, cu nepoatele mele și le este prietenă și lor, știi, dincolo de faptul că e bunica care le face pe toate și toate poftele le împlinește. E foarte distractivă, știi? Și nu de puține ori am stat să mă gândesc cum ar fi și cu... Dar Dumnezeu să ne dea sănătate ca să putem să atingem și astfel de etape ale vieții, știi? Foarte frumos. Dacă ăla mic sau ăla aia mică să aibă ochii tăi, e perfect. Și bucuria mamei. Și bucuria mamei. Și a tatălui, că după aia o să zică... Întotdeauna e chestia asta, și eu când mai vorbeam la televizor de mama și de tata, întotdeauna am prea discuții, adică... Dar astăzi e ziua femeii, de asta vorbim mai multe mame. Exact. Și eu vreau să-i spun oamenii mele că o iubesc foarte tare. I-am trimis un buchet de flori la Târgu Jiu. Foarte și frumos. Am vorbit de dimineață cu ea și cred că fiecare la rândul lui, fiecare telespectator a făcut treaba asta. Și atunci e o zi... Știi cum e? Când te apasă toate poveștile astea, când vezi războiul, când vezi cei la știri, când nu știi ce se întâmplă cu tine, parcă te apropie și mai tare de... De da, părinți. Și întreaga adică perioada a făcut asta. Și pandemia în sine, des, de 2 ani de zi. Da, exact. Ai o grijă mult mai mare față de tot ce era înainte, știi? Dar cred că trebuie să privim totuși cu încredere, știi? Și cu optimism, spun și eu. Și eu zic, toți ne dorim cu chestia asta. Cum e la filmări? E bine, acum ne-a oprit un pic vremea, ne-a pus pe pauză. Păi, dar... de ce am filmat acum episodul de Crăciun? e un moment foarte bun, așa-i? Nu. Dar doar pauza, doar săptămâna asta ar fi o mică pauză, după aceea să ne reîntoarcem și de-abia aștept, căci e o bucurie. Am făcut 10 ani de zile de la Sfierbinți, da, pe 1 martie 2012, primul episod, și acum uite-ne la 10 ani distanță, nimeni n-ar fi bănuit și asta clar se datorează oamenilor și telespectatorilor, sunt în număr din ce în ce mai mare și ne bucură foarte tare. Cum te-ai schimbat în ăștia 10 ani? Foarte mult m-am schimbat, dincolo de faptul că nu mai sunt în etapa de 20, sunt în etapa de 30, îți dai seama, 10 ani din viața mea, chiar mai mult de 10 ani, pentru că noi filmam deja înainte cu un an și jumătate și e întreaga viață undeva acolo, între filmările dintre din sezoane. Da. Și trece timpul repede. Trece foarte repede, dar a trecut bine. Și îmi doresc să treacă și de aici încolo bine, știi? Sunt recunoscătoare pentru toată perioada. Sunt convins și mă bucur pentru tine, pentru că sunt niște lucruri foarte faine care se întâmplă acolo. Dar știi ce vreau să te întreb? De asta se ridică restricțiile. Am văzut că restaurantele își așteaptă cuplurile, da? Restaurantele își așteaptă doamnele și domnișoarele. Am văzut găști de fete sau de mame astăzi își fac planuri și zic că mergem să celebrăm, să sărbătorim. Ai vreun plan în seara asta? Păi dacă nu mai sunt restricții și pot să servesc ceva la restaurant, mă duc să servesc o masă la restaurant. Singură mă gândeam că poate nu deja o să fiu ceva. Însoțită, da, cu siguranță. Cu cine? Asta mi-era teamă că o să mă întreb și aici. Nu, mă gândeam că zici de Luminița sau de prietena tale, de Dali. Dar nu știu ce face Luminița, n-am discutat astăzi, nu știu. Dar știu programul meu, da, așa e, o să mă duc să mănânc ceva bun. Ok. Și ceva dulce, totodată. Întotdeauna cireașa de pe tort e exact ce trebuie. Îți mulțumim mult că ai trecut pe la noi, să știi că ești foarte elegantă. Și ne bucurăm de fiecare dată când vii. Și eu mă bucur și mă simt ca acasă. Acum aș mai vorbi un pic, dar o să plecăm, că se termină nu, momentul. Te rog, eu vreau să mai vorbim, nu, știi? Glumesc. Adică n-am nicio problemă. Chiar uite, aș vrea să ai o urare așa pentru toate doamnele și domnișoarele astăzi. Știi, de la nimeni alta decât de la fata aia frumoasă și talentată din la Sfierbinți. Pentru telespectatorile care te urmăresc. Nici n-ai pus un pic de presiune pe mine acum. Nu, dar știi că întotdeauna, așa e. Bă, frumușica aia, știi? Aia mică, știi? Aia mică, frumușică și deșteaptă și talentată, pentru că e la
la teatru? Unde te vedem la teatru acum? A, ce bine că m-ai întrebat. Da. Frumos, adică... Eu sunt angajată a Teatrului de Comedie și am acolo... sunt câteva spectacole. Acum, pe 20 martie, oamenii pot să vadă noua premieră pe care o am la Teatrul de Comedie, Forma Lucrurilor, la Sala Studio, pe 20 martie, pe 1 aprilie și pe 29 aprilie. Un spectacol foarte frumos, foarte actual și îl recomand tuturor cu toată încrederea. Pe de altă... Forma Lucrurilor, Forma. Shape of Things. Și pe de altă parte mai sunt colaborările cu celelalte teatre și în curând o să fie și la Ploiești o noapte, o noapte furtunoasă, dale, carnavalul începe repetițiile curând și de asta, dar deci, îi aștept la teatru oricând. Să înțelegeți că e foarte multe de muncă și acum mesajul pentru doamne și domnișoare. Să fiți sănătoase, sau să, pentru mame. Să fie sănătoase, să să le dea Dumnezeu numai bucurii și să aibă tot în jur, tot ce se poate cu iubire și cu frumusețe și cu înțelepciune și orice ar fi, tot înainte, nu ne lăsăm, căci suntem știi, puternice. E cel mai important momentul ăsta, știi, în care poți să spui, Doamne ajută, e bine că suntem sănătoși sau că cei e apropiați cel mai important, sunt sănătoși. Este cel mai important. Pentru că la un moment dat ai impresia că nu se poate întâmpla nimic, știi? Și da, ne credem invincibili și sunt, da, așa este, dar da, sănătatea este cea mai importantă și dacă pe lângă asta mai ai și șansa să faci ceea ce îți place și să te bucuri de tot ce din jur, atunci chiar e o binecuvântare și nu să vorbim mari. Te rog frumos să nu uiți, oricând vrei să vii pe la noi, te așteptăm cu mare drag. Vin mâine? Da. Pentru că mâine ce crezi? E ziua bărbatului. Aoleu! Mă rog, nu e oficial, dar putem să zicem noi că vă sărbătorim noi. Da, îți mulțumim mult. Mulțumesc și eu de invitație.